Shure tocmai a lansat o nouă versiune a legendarului microfon SM7 și se numește Shure SM7DB. Hai să vedem dacă ai nevoie să dai upgrade la acest SM7DB și către ce creator de conținut este acest microfon orientat. Cumpără jocurile tale preferate la un preț mai bun de pe G2A. Link în descriere. Bine ai venit în studio, eu sunt Flash și iar în acest episod vorbim despre microfoane. Dacă ai deja un Shure SM7B, o să-ți spun chiar de la început, nu ai nevoie de upgrade la Shure SM7DB, dar care-i faza cu acest Shure SM7DB nou? SM7DB sau cel mai nou microfon lansat de Shure nu este un upgrade pentru legendarul SM7B, ci mai degrabă o alternativă, acesta având ca și singură diferență faptul că are un preamp integrat, adică în realitate este doar un uh, fathead sau un cloudlifter integrat în carcasa microfonului. Bineînțeles că poți alege să-l folosești sau nu folosind cele două butoane extra care au apărut la noua versiune a microfonului. Acestea se regăsesc pe fundul microfonului lângă butoanele de reglaj ce erau deja prezente pe legendarul SM7B, iar acest preamp integrat are două moduri de amplificare ori plus 18 decibeli ori plus 28 la alegere și acest lucru este chiar de mare ajutor atunci când vrei să conectezi microfonul într-un mixer analog sau într-un Focusrite de generație mai vechi. Să zicem care bineînțeles nu are un preamp suficient de puternic ca să scoată un semnal bun din SM7B iar acum hai să ne întoarcem un pic la partea în care am spus că dacă ai un SM7B nu e nevoie să dai upgrade la SM7DB. Dacă deja ai un SM7B, șansele sunt foarte mari ca tu până acum să fi găsit o modalitate bună de a folosi microfonul, adică probabil că ai deja un preamp suficient de puternic încât să scoată un semnal bun din acest microfon. E posibil să ai deja un cloud lifter sau poate că ai un DBX286, precum am și eu în setup-ul meu audio, iar acesta poate să țină cu Succes SM7B-ul și să scoată un sunet genial din el sau poate că de exemplu ai un Focusrite dintr-o generație mai nouă, de exemplu generația A4 care vine cu niște preampuri mult mai puternice și iarăși pot ține SM7B-ul fără probleme. Și să nu uităm de gama nouă de device-uri de la Rode, o să le numesc așa, pe care le folosesc și eu și chiar acum trag sunetul pe un Rodecaster Pro 2 care are niște preampuri foarte puternice, se numesc Revolution Preamps și pot oferi până la plus 76 decibeli de gain. În ziua de azi acestea sunt foarte populare în lumea creatorilor de conținut și dacă ai așa ceva, cu siguranță nu ai nevoie de SM7DB. Dar totuși sunt trei situații în care ar fi bine să iei în considerare noul SM7DB. Aveți reducere la orice comandă pe PC Garage cu codul OneFlash, adică fix numele canalului. 1. Nu ai deja un SM7B și vrei să fii future-proof, adică să ai la dispoziție acel preamp integrat pentru momentele în care nu o să ai la îndemână un preamp suficient de bun încât să țină SM7B-ul și atunci să-ți poți folosi în continuare microfonul utilizând preampul integrat. 2. Vrei să-ți iei SM7DB-ul pentru audio on camera, adică să tragi sunetul direct în cameră atunci când folosești un preamp hot shoe dedicat camerelor precum cele de la Panasonic sau cele de la Sony. Acestea dispun de plus 48 de Phantom Power și atunci poți conecta microfonul direct în cameră și utilizând Phantom Power-ul poți beneficia și de avantajele oferite de preampul integrat, iar în felul acesta o să ai în cameră sunetul tras direct din microfon și nu o să mai stai în post să sincronizezi audio tras de pe un recorder extern și așa mai departe. În cazul ăsta SM7B-ul este o opțiune foarte bună pentru că SM7B-ul în general este un microfon foarte silențios adică ai nevoie de amplificare babană ca să poți să scoți un sunet la nivel normal din el. Dar aici, iarăși, dacă aveai deja un SM7B și îl foloseai pentru chestia asta, împreună cu un cloud lifter sau ceva de genul ăsta, singura chestie pe care o să o câștigi va fi confortul de a nu avea cabluri extra și preampuri extra atârnate și așa mai departe. Vei avea un singur cablu de la microfon până la cameră și atât. Deci, da, e un setup mai clean în cazul acesta. Și trei, <coughs> și trei să zicem că ai o colecție de microfoane sau pur și simplu îți place mai mult designul de la SM7DB cu acel logo stealthy pe margine și cu micile accente verzi pe aici pe acolo. Deci, luând în considerare tot ce am spus, este clar că SM7DB nu este un upgrade pentru SM7B, ci o alternativă. Și este foarte bine că avem această alternativă pentru că în funcție de scopul pentru care va fi folosit microfonul, putem alege dacă luăm pe cel fără preamp sau pe cel cu preamp. Cel mai mare pro din punctul meu de vedere este faptul că preampul integrat este integrat în carcasa microfonului și atunci sunt mult mai puține zgomote care pot fi preluate și amplificate de acest preamp pentru că cu cât este cablul mai lung între microfon și acest preamp, acesta are mai multe șanse să preia zgomote de la, să zicem, benzer RGB sau poate rutere Wi-Fi sau uh, fel și fel de device-uri care sunt prin studio sau în mediul în care folosești microfonul. Și da, ca și sfat, încearcă să-ți ții Cloudlifter-ul cât mai aproape de microfon atunci când îl conectezi, eventual chiar conectat direct în microfon, iar cablul XLR conectat în preamp, pentru că... Cu cât traseul este mai scurt, cu atât vei avea mai puține interferențe și mai puține bătăi de cap. Totodată trebuie să ținem cont și că aceste preampuri nu sunt cele mai calitative și cu siguranță nu se vor compara vreodată cu un preamp de 11.000 de euro găsit în vreun studio de înregistrări. Și da, același microfon, același sunet, puține schimbări când vine vorba de design și un cloud lifter integrat. Mă bucur că nu trebuie să dau upgrade la al meu SM7B. Dar, cu siguranță, e posibil la un moment dat să adaug și un SM7DB în colecție. Orice întrebare ai avea legată de sm 7 b o să-ți răspund jos în comentarii și îți reamintesc că ai reducere la absolut orice comandă pe PC Garage cu codul AmFlesh, adică fix numele canalului și poți să scoți transportul sau măcar un cico așa că profită de la maxim. Iar, în continuare, îți urez o zi bună! Eu am fost Flash, pa!